Bună ziua, aici la O Bucățică de Istorie. Astăzi revenim cu un nou material interesant în care vom discuta o temă destul de actuală, din păcate, și anume expansiunea istorică a Rusiei, a Cnezatului Moscovei sau, cum am mai putea spune, a Rusiei Moscovite în Europa și în Asia. E un proces istoric foarte lung care începe undeva pe la începutul secolului XIV, când Moscova este doar un mic cnezat condus de un cneaz, a servit mongolilor și importanța primordială a Moscovei este că cneazul Moscovei are rolul de intermediar între hanul mongol sau hanii mongoli și celelalte principate mai mici care plătesc tribut. Deci, practic, acest cneaz al Moscovei e cel care adună tributul din vecinătățile Moscovei de la ceilalți cnezi mai mici sau mai mari. Și din punctul ăsta de vedere, începutul ascensiunii Moscovei sau cnezatului Moscovei în secolul XIV are în centru acest rol care nu dă așa de bine la început, nu cum vor apărea mai târziu țarii Rusie Moscovite ca mari luptători împotriva musulmanilor sau împotriva sau apărătorii credinței. Ei, în momentul în care se ridică acest mic principat al Moscovei sau cnezat al Moscovei, are rolul de intermediar între hanul mongol și ceilalți principi ruși din extremitatea răsăriteană a zonei care a fost partea răsăriteană a Rusiei Chievene. Și aici facem o mică paranteză, Rusia moscovită sau Rusia de astăzi nu este aceeași cu Rusia chieveană, care a luat ființă în anii 800 ca urmare a unei colonizări, a unor elite din nordul Europei, scandinavi, kingi, așa numiți varegi. Original, acest nucleu de luptători de elită nordică a creat Rusia chieveană. Desigur, s-a întâmplat un proces similar cu cazul Bulgariei de la Dunăre. Acea elită turanică, turcică a lui Aspariu și a fost slavizată și tot așa în câteva decenii sau 100-150 de ani și elita varegă scandinavă a fondatorilor originale a fost slavizată. Și așa s-a născut Rusia chieveană, cel mai puternic stat din răsăritul Europei în timpul secolului 10-11, urmat apoi de o fărâmițare accentuată în secolul 12 și 13 și momentul în care vin mongolii în jurul anilor 1236-1240, deja găsesc regiunea Rusiei chievene fărămițată de-a binelea. Și momentul care le face mai ușoară cucerirea sau subjugarea statelor, principatelor rusești. Și din acest context, în partea răsăriteană a fostei Rusii chievene, începe să se ridice la începutul anilor 1300 Moscova, cum am amintit mai înainte, ea a avut un rol foarte important în adunarea tributului datorat mongolilor. Apoi, cam pe la jumătatea secolului 15, are loc un proces de unificare accentuat. După 1462 avem un nou mare cneaz, acum deja sunt mare cneji, stăpânii de la Moscova, încep încet să ocupe, să anexeze, să practic să își crească propriul domeniu în dezavantajul statelor sau principatelor mai mici, Tverul, Iazinul, etc.,
Suzdal, Vladimir, astea sunt toate încet, încet contopite în Cnezatul Moscovei. Și Ivan al IV, nu, Ivan al III-lea, nu al IV-lea, ăla mai târziu, Ivan al III-lea, mare cneaz de Moscova, supranumit și cel mare, dacă am primit o hartă a teritoriilor achiziționate de el în timpul domniei sale, vom vedea că Imperiul Rus, sau mă rog, Cnezatul Moscovei a crescut foarte mult. Și aici e unul din secretele expansiunii rusești de care vreau să vorbesc. Ivan al III-lea ocupă practic Novgorodul. Hinterlandul Novgorodului, acel teritoriu dominat de Novgorod, un centru foarte important în secolul 15, 14-15, a fost Novgorodul, un centru comercial foarte puternic, și a fost chiar o luptă între, mă rog, o idee asta că cine o să unifice spațiul est rusesc, Moscova centralistă și sub dominația mongolilor, sau acel Novgorod foarte bogat și prosper, care era practic o republică negustorească. Și foarte interesant să ne gândim ce ar fi fost dacă, din istoria contrafactuală, ce ar fi fost dacă Rusia răsăriteană ar fi fost unificată de Novgorod și nu de Cnezatul Moscovei, dar asta, mă rog, nu așa s-a întâmplat. Și deci acest Ivan al III-lea, mare cneaz al Moscovei, ocupă Novgorodul și hinterlandul Novgorodului era aproape toată partea nordică a Rusiei europene de astăzi. Și atunci când vedem pe hartă, mă rog, achizițiile teritoriale ale lui Ivan al III-lea, cel mare, cneazul Moscovei, atunci ne imaginăm că a cucerit un teritoriu uriaș. Da, a trecut sub controlul său, de fapt, hinterlandul uriaș al Novgorodului, dar din punct de vedere economic, acel teritoriu, nordul Rusiei de astăzi, cu cât erai mai la nord, cu atât teritoriul respectiv era mai slab locuit, avea o demografie foarte fragilă, era lipsit de orașe importante, deci era un teritoriu foarte mare, dar nu foarte valoros. Deci aceste achiziții teritoriale imense din punct de vedere teritorial geografic pot fi, dacă vorbim de Rusia, înșelătoare. Pentru că degeaba anexase toată regiunea respectivă nordul Rusiei de astăzi, din punct de vedere economic nu erau foarte, cum să spun, nu era foarte folositor acel teritoriu. Și aici o să vedem în istoria Rusiei, în istoria expansiunii Rusiei, alte exemple în sensul ăsta. Deci avem un teritoriu foarte, foarte răsfirat, din punct de vedere demografic, foarte fragil în nordul Rusiei, care e controlat din a doua jumătate a secolului 15 de Cnezatul, mare Cnezat al Moscovei. Apoi avem domnia lui Vasile al III-lea, fiul lui Ivan al III-lea, cel mare. Cred că el e, mă rog, cneazul care ocupă Riazinu, un fost cnezat important din regiune. Și apoi vine domnia lui Ivan al IV-lea cel mare. Bineînțeles că în prima parte a domniei Ivan nu poate guverna pentru că e un copil. Domnia lui efectivă începe abia pe la 1547, când este primul monarh al Moscovei care e încoronat țar al Rusiei. Deci îi deja schimbă titlul de la mare cneaz, cum era tatăl său și strămoșii lui de până atunci. De la titlul de mare cneaz se ajunge la titlul de țar, care însemna cezar, deci împărat. Și din momentul respectiv nu se mai numește, cel puțin în istoriografia rusească, nu se mai numește statul Marele Cnezat al Moscovei, ci Țaratul Rusiei. E un punct foarte important și aici ajungem din nou la un alt aspect. Marile cuceriri de la începutul domniei lui Ivan sunt cele două hanate tătare, hanatul de Kazan și hanatul de Astrahan. Astrahanul fiind în delta fluviului Volga sau în regiunea respectivă, în sud. Și a fost o cucerire foarte însemnată din punct de vedere teritorial pentru Rusia, dar avem aceeași problemă a Rusiei și a expansiunii Rusiei ca în cazul hinterlandului
mare pe care îl deținuse Novgorodul în secolul XV. Un teritoriu imens, da? Acolo în hanatul de Kazan și Astrahan, dar e o zonă de stepă. O zonă de stepă care cu câteva secole înainte era un spațiu dominat de cumani, de pecenegi, ulterior de tatari, de mongoli. Și acum face parte din Rusia, după 1552. De fapt, dacă ne uităm din nou pe o hartă, vom vedea o puternică expansiune teritorială a Rusiei. Dar, din nou, aceeași problemă. Practic, expansiunea Rusiei se duce în, cum ar veni, în vid, într-un gol demografic. Nu vreau să spun că erau nelocuite acele teritorii, vreau să spun că erau foarte slab locuite acele teritorii. Nu prea erau centre importante în afară de Astrahan și Kazanul. Deci era un spațiu care trebuia în primul rând colonizat mai degrabă decât cucerit. Și după 1558 avem o altă direcție de expansiune a Rusiei și acum vedem, cum să spun, problemele reale ale țaratului Rusiei când încearcă să își direcționeze expansiunea spre niște teritorii vestice, unde există o demografie mult mai puternică, sunt orașe și teritorii, localități mult mai populate decât în Astrahan și Kazan și nordul Rusiei. Și avem o serie de fortărețe, o serie de orașe, deci avem o zonă destul de civilizată. E vorba de regiunea Balticii. Din 1558, Ivan al IV-lea cel Groaznic vrea să-și realizeze visul de a câștiga sau a cuceri zona a Balticii, care să-i, a țărmului Baltic, care să-i ofere ieșirea la Marea Baltică și astfel și o ieșire spre Europa. Este vechiul vis, mă rog, începând de la Ivan, care va continua până spre Petru I, care îl va și realiza în 1721, odată cu tratatul de la Nistad. Dar să mergem înapoi la Ivan, care cucerise hanatul de Astrahan și de Kazan. Și din 1558 atacă zona Balticii, ocupă o mulțime de fortărețe mai mici sau mai mari și prima fază a războiului pare că e un război favorabil Rusiei și, din păcate pentru Rusia, sfârșitul acestui război baltic va fi un dezastru, pentru că în regiunea respectivă, zona Balticii, în zona de sud, să spunem așa, era forță dominantă Polonia și Lituania sau Regatul Polono-Lituanian, o forță cunoscută de Ivan. Cu aceștia se lupta cu mai în special cu partea lituaniană a Commonwealth-ului Polono-Lituanian, se luptau principii chinezii ruși și ulterior și el ca țar al Rusiei, se luptau ei de secole la granița vestică a Rusiei, granița estică a Lituaniei. Dar acum Polonia domina și sudul litoralului Baltic, în schimb ce restul acelui teritoriu, zona, să spunem, nordică, era sub influența Suediei. Deci Ivan trebuia să lupte și cu Polonia și cu Suedia pentru a cuceri acel teritoriu și, de fapt, Livonia și a-și deschide drum spre Marea Baltică. Prima parte a războiului e un succes, până Polonia, Lituania nu reușește să, mă rog, să se concentreze, să spunem așa. Din 1576, regele al Poloniei devine Ștefan Batori, principe al Transilvaniei, în același timp, și el o să fie cel care din 77 până în 81, practic îi scoate pe rușii lui Ivan al IV-lea din Baltica, de pe țărmurile Baltice, scoate din Livonia și practic sigilează pentru încă 100 și ceva de ani Baltica de pericolul rus. Adică practic îi scoate pe ruși din zonă.
și închide poarta Rusiei spre vest încă 100 și ceva de ani, un rol foarte important, să spunem așa, unui domnitor sau unui rege local, să spunem, pentru că el a atins și istoria românilor și istoria României prin faptul că a fost și principele Transilvaniei. Și iată că acest Bathory ruinează toate visele lui Ivan al IV-lea. Și aici vreau să fac acea comparație despre expansiunea Rusiei. Tot în această perioadă, spre sfârșitul domniei lui Ivan, începe și așa numita cucerirea Siberiei. Cucerirea Siberiei, din nou, mai degrabă colonizarea Siberiei, pentru că avem același exemplu ca nordul Rusiei, dominate de Novgorod, la Hanatele Astrahan și Kazan, așa și Siberia, sau poate Siberia mai pregnant e așa decât era Astrahanul și Kazanul, e un vid demografic. Acum nu vreau să zic că erau nelocuite, că nu erau nelocuite, dar demografia e foarte scăzută în Siberia, încă în perioada respectivă. Regiunea e dominată de niște triburi, ba sunt culegători, vânători, încă sunt în zona, să zic, preistoriei sau. Da. Și atunci, zona asta de expansiune a Rusiei dă rezultate și foarte rapidă și foarte roditoare în momentul în care în momentul în care ei sunt direcționați, sau expansiunea rusă e direcționată spre niște teritorii ușor de cucerit sau ușor de, mă rog, de fapt putem face o paralelă foarte viabilă din punctul meu de vedere între cucerirea Americii de către spanioli și cucerirea Siberiei de către ruși. Pentru că și încă din punctul ăsta de vedere, spaniolii au avut o sarcină mult mai grea. Pentru că totuși când s-a luptat cu Imperiul Aztecilor în 519-21, acolo, deși astecii ăia erau destul de în jos cu tehnologia militară, să spunem așa, totuși din punct de vedere numeric erau mulți. Deci, Teotitlanul avea o populație de câteva sute de mii, dacă nu mai mult, locuitori. Ceea ce nu era foarte ușor, chiar dacă erau foarte jos la nivelul cunoștințelor militare, să spun așa, totuși ei erau foarte numeroși. În schimb, în Siberia erau foarte puțini. Erau niște triburi răsfirate, turcice, de origine tătară, de origine mongolă, practic răsfirați prin toată Siberia. Deci, din punctul ăsta de vedere, rușii au avut succes foarte mare pentru că, să ne imaginăm, aveau o armată relativ puternică. O armată relativ puternică cu ajutorul căreia i-au învins în primă fază și pe polonezi și pe suedezi. Și această armată profesionistă, deja vorbim de timpul lui Ivan al IV-lea, îi îndreptată înspre, mă rog, de fapt, cazacii sunt trimiși în avangardă, niște teritorii care nu se prea pot împotrivi în fața unor forțe militare cât de cât regulate, să spunem. Și atunci, cucerirea Siberiei e foarte, mă rog, e un proces relativ ușor. Și problema vine, și acum ne întoarcem la problema Balticii, problema vine din regiunile vestice ale Rusiei. Atunci când Rusia vrea să se extindă în Baltica, într-o zonă foarte, foarte, cu o densitate mult, mult mai mare decât în nordul Rusiei sau în Siberia, în momentul ăla are probleme. Și a avut probleme cu Ștefan Batory și cu polonezii, a avut secole, vreo 200 de ani, aproape a avut probleme foarte serioase cu Suedia, care, să nu uităm, nu era o țară foarte populată, nici atunci, nici acum nu, dar nici atunci era mai puțin populată, și totuși armata, calitatea suedezilor îi vor ține loc vreo 200 de ani pe ruși. Da? Avem un aspect despre care n-am vorbit, despre un teritoriu care a fost foarte disputat, granița de vest a Rusiei. Acea graniță disputată cu Lituania, păi între Lituania și ulterior Lituania, Polonia și
Crânzatul Moscovei, ulterior Țăratul Moscovei, va avea loc o luptă cam de la mijlocul secolului XIV până spre sfârșitul secolului XVIII. Deci avem sute de ani în care Rusia încearcă să se extindă cumva, încearcă să se ducă tot mai spre vest, ca să, mă rog, să ocupe cât mai multe teritorii. Smolenskul era foarte important din punctul lor de vedere, pentru că inițial Marele Ducat al Lituaniei, care se întindea din Lituania de astăzi până spre Odessa, de la Marea Neagră, în perioada ei de apogeu, avea și anumite teritorii vestice unde mai degrabă trăiau estice, pardon, nu vestice, trăia populație slavă ortodoxă, care simpatiza mai mult cu Țăratul Moscovei decât cu catolicii lituanieni. Și ca urmare a acestor probleme și religioase și strategice, va avea loc un război continuu aproape în secolul XIV până în secolul XVIII, vreo 400 de ani. Vreo 400 de ani va fi un război aproape intermitent în această zonă dintre Rusia țaristă, începând să zicem mai activ din perioada jumătății secolului XV până la prima împărțire a Poloniei din 1772, momentul în care de-abia rușii reușesc să ocupe, de exemplu, Vitebsku, care e astăzi o parte din Belarus. Da? Deci chiar atunci, abia atunci se termină practic acea luptă seculară dintre Lituania, Polonia, Lituania și Rusia țaristă. Deci atunci finalul urmat apoi ulterior de celelalte două împărțiri, care acum fac o paranteză, din punctul meu de vedere n-ar fi existat nici a doua, nici a treia împărțire a Poloniei dacă nu ar fi izbucnit între timp Revoluția franceză. Pentru că Revoluția franceză i-a speriat în așa mod și infiltrarea acestei mișcări și în Polonia i-a speriat în așa fel pe monarhii Rusiei și Prusiei că au decis să mai taie din Polonia și până la urmă au și împărțit-o toată. Bun, dar să ne reîntoarcem. Deci, expansiunea Rusiei este foarte puternică și pregnantă în momentul în care întâlnește niște teritorii sau expansiunea ei direcționată în teritorii foarte ușor de cucerit. În momentul în care expansiunea e condusă spre vest sau spre sud-vest, atunci avem probleme foarte mari, dar avem și perioade în care expansiunea chiar că este foarte puternică și cumva iese din acest clișeu sau din această schemă că se extind ușor în zone depopulate sau cu densitate mică și se extinde. Și dacă mă gândesc acum la exemplu pe care vreau să-l dau, păi în secolul XVIII, acea regiune pe care Ecaterina a doua, cea mare, țarina Rusiei, o cucerește de la otomani, tot destul de, cum să spun, tot destul de slabă demografic este în momentul respectiv. Deci, odată cu a doua jumătate a secolului XVIII, în timpul Ecaterinei, a doua, cea mare, are loc o puternică expansiune a Rusiei în ceea ce e astăzi Ucraina. Atunci cedează Rusia cele mai multe teritorii. Rusia, care dominase nordul Mării Negre timp de vreo 200 de ani de la început de secolul XVI până la mijlocul secolului XVIII, și în momentul ăsta suferă niște, din 1768 până în 1812, suferă niște înfrângeri militare îngrozitoare, care au ca rezultat faptul că Ecaterina a doua cucerește, sau armatele rusești cuceresc cea mai mare parte din Ucraina de astăzi, și acolo se înființează așa numita Noua Rusie, cu o demografie nu prea mare, deci o densitate demografică destul de scăzută. Ca urmare, vor fi mai multe valuri de colonizare
care vor viza acest teritoriu sudic, pentru că, nu-i așa, din punct de vedere agricol, achiziția era foarte importantă pentru Rusia. Teritoriile alea mari din nord, da, din zona Pecioarei, din zona nord-estului Rusiei europene, erau mari, erau foarte întinse, dar nu prea puteau fi folosite pentru agricultură din cauza climatului. Și atunci, zonele sudice, zonele de stepă, erau perfecte pentru așa ceva. Și are loc o puternică colonizare rusească, dar nu numai rusească. Suntem după 1768, turcii cedează pe linie până în 1812, rușii ajung pe Prut, deci o expansiune foarte puternică și foarte clară a rușilor. Practic înglobează aproape toată Ucraina de astăzi, sudul cel mai valoros cu Cernoziomul ăla negru cu solul foarte valoros și direcționează mai multe valuri de colonizare spre Ucraina. Ruși, în primul rând, dar să nu uităm, acum am citit nu demult un material cu o puternică colonizare sârbească. Da, Sârbi este o provincie chiar înființată în partea de răsărit a Ucrainei de astăzi, numită Noua Serbie. Adică sârbi chemați și români chemați, da? Mulți români au fost chemați, au fost aduși sau în calitate de coloniști, să se așeze în aceste teritorii, să zicem, dintre Prut și sau între Nistru și Don, să spunem. Teritoriile alea noi achiziționate de la nordul Mării Negre. Și atunci, și aici avem o colonizare. Apoi vine Polonia, care e împărțită. Deci, a prima împărțire din 72 nu era atât de gravă. Deci, împărțirea din 72 doar, cum se spun, lua niște bucățele destul de mici din Polonia. Rusia lua 60.000 de kilometri pătrați cu Vitebsku, deci, practic, rezolva problema de graniță deja din secolul 14. Prusia lua o mică parte din coridorul ăla care lega, mă rog, Prusia. Deci n-avea legătură între Prusia răsăriteană și Brandenburg. Și acum, luând Prusia de vest, au făcut și legătură între cele două Prusii sau între Brandenburg și Prusia. Plus Austria, care luase cea mai mare bucată, sau mă rog, Imperiul Habsburgic, să spunem așa, luase Galiția. Și aici Maria Tereza ar fi protestat atunci când discutase cu fiul lui Iosif al II-lea, care era de acord cu împărțirea Poloniei, și Maria Tereza nu era. Dar, mă rog, în ultima parte a domniei sale, fiului Iosif al II-lea începea tot mai mult să aibă mai multă influență decât mama lui. Totuși, Maria Tereza, până la urmă, a acceptat planul ăsta și în 72, în prima împărțire, Austria ia cea mai mare parte din Polonia, Galiția, atunci ea Galiția, care va deveni Galiția austriacă de mai târziu, și la momentul respectiv, auzind de faptul că Maria Tereza a criticat aceste propuneri de partajare a Poloniei sau de luare de teritoriu de la Polonia, Frederic al II-lea, marele inamic al ei, spunea ceva de genul: cu cât plânge mai mult, adică, mă rog, el presupunea că sunt lacrimi de crocodil, deci probabil asta și zicea, că Maria Tereza, cu cât plânge mai mult, cu atât ia o bucată mai mare de teritoriu. Și atunci se realizează prima împărțire a Poloniei și din momentul ăsta Rusia clar are o situație foarte bună în vestul Europei, mă rog, în vestul, în zona graniței vestice a Rusiei. Mai târziu, până la 1800, își împart Polonia cu totul, prima dată Prusia și Rusia, după aia, la ultima împărțire, intervine ea din nou și Austria. Și din momentul respectiv se pare că granițele vestice ale Rusiei sunt bine ancorate, sunt bine așezate. Apoi, din 1815, are loc congresul de la Viena și redesenarea hărții politice a Europei după războaiele napoleoniene. Și aici Rusia face încă un pas spre solidificarea graniței sale occidentale, și anume acel mare ducat al Varșoviei, care a fost o creație a lui Napoleon,
devine acum parte a Imperiului Rusiei, bineînțeles, nu așa direct, ca anexiune directă, ci se formează un regat al Poloniei, a cărui rege însă și este țarul Alexandru I. Deci, cumva, intră și acest teritoriu în Rusia și până la un moment dat are și o autonomie în interiorul Imperiului Rus, dar odată cu revolta poloneză din 1831 se anulează și această autonomie a Poloniei. Și aici ajungem la Rusia clasică de la începutul secolului VIII, graniță în vest pe Nistru, graniță cu, mă rog, ocupă și zona Varșoviei, zona centrală a Poloniei de astăzi. În Ucraina încă nu avem, doar după al doilea război mondial avem acea situație în care și Galiția Habsburgică sau Austriacă va fi incorporată de Ucraina și de Uniunea Sovietică de mai târziu. Bun, deci în mare parte cam asta a fost istoria extinderii graniței vestice a Rusiei spre vest. Și de aici începând, povestea Rusiei imperiale sau Rusiei țariste va fi tot mai grea. Acele achiziții teritoriale însemnate în Polonia după 1815 vor fi, fix 100 de ani, 1915, vor fi abandonate în timpul Primului Război Mondial pentru că nu mai puteau fi apărate în mod potrivit, și atunci țarul sau conducerea rusă ia decizia de a se retrage în 1915 din Polonia, lăsând-o să fie ocupată de germani, pentru a, mă rog, din motive strategice, să aibă un front, o linie a frontului mult mai dreaptă de la Baltică până la Marea Neagră, să nu fie intrândul respectiv, pentru că dacă îl păstrau, ăla era un fel de intrând în linia austro-germană, și din momentul respectiv ei puteau foarte ușor, de pe un flanc, de pe ambele flancuri, să atace zona asta, Rusia poloneză, și să mă rog, Rusia poloneză, Polonia rusească, și să practic se îi prindă ca într-un clește forțele rusești din Polonia, din zona Varșovii. Și atunci s-a luat decizia de a se retrage din regiunea respectivă. După 1918-1920 se naște Rusia Sovietică, mă rog, revolta sau Revoluția Bolșevică din 1917, sau lovitura de palat, mai bine spus, a bolșevicilor, și avem din nou probleme teritoriale foarte, foarte mari. Practic, Lenin renunță la o mulțime de teritorii, renunță la Belarus, la partea vestică din Belarus, renunță la mare parte din Ucraina, odată cu tratatul de la Brest-Litovsk în favoarea Germaniei. Și cam aici se ajunge. Bine, acele teritorii la care Lenin renunță în 1917-1918, odată cu pacea de la Brest-Litovsk, acele teritorii vor fi reluate de Stalin în 1940, când împreună cu Hitler vor împărți Polonia, și acele teritorii ale Ucrainei de vest și Belarusului de vest vor reveni Uniunii Sovietice. Și practic aici se ajunge în 1990, URSS-ul propriu-zis are o graniță vestică foarte proeminentă, plus statele satelit care încă existau în 1990, mă rog, România, Bulgaria, Polonia, Cehoslovacia, astea toate erau în sfera de influență sovietică. Și de aici, după 1990, începe dezastru pentru Rusia, se destramă Uniunea Sovietică și practic se rupe toată Uniunea Sovietică și se apar acele state care compuneau mai devreme Uniunea Sovietică. Și atunci apare și Rusia ca forță dominantă în cadrul acestei construcții, doar că Rusia începe să-și piardă, nu doar că își pierde sateliții până în 1994, adică România, Bulgaria, care practic e foarte posibil ca după înțelegerile din 1989 ar fi trebuit totuși să rămână în sfera de influență rusească, totuși ies din această
zonă gri, ca norocul pentru noi dacă am ieșit de acolo. Și practic Rusia se vede restrânsă la teritoriul, ca zonă de influență, la teritoriul fostei Uniuni Sovietice. Și marea problemă e că și regiunea asta, de fostă zona a Uniunii Sovietice, îi sub amenințare, influența americană, influența vestică și așa, practic, Ucraina începe încet, încet să se depărteze, mai ales după 2004, din sfera de influență a Rusiei, și lucrul ăsta este văzut ca o chestiune de neacceptat pentru Rusia, care vrea să aibă o zonă tampon care să o ferească de a ajunge la graniță directă cu alianța militară a NATO. Dar, mă rog, este practic e o consecință, sau mă rog, înfrângerea geopolitică a Uniunii Sovietice și a Rusiei post-1990 e o consecință a slăbiciunii Rusiei, în primul rând economice, apoi politice, și care se datorează mai multor factori. Adică, dacă ne uităm cum au câștigat americanii războiul rece, se vede că l-au câștigat economic. I-au supra-solicitat pe sovietici în așa măsură încât sovieticii n-au mai fost în stare să concureze economic. Au dat practic faliment. Și asta s-a văzut foarte bine în a doua jumătate a anilor 80, când, deși s-au înțeles cu americanii până în 1989, totuși, din punct de vedere politic, economic, practic s-au prăbușit după 1990. Deci războiul a fost câștigat economic și astăzi Rusia este o mare exportatoare de materie primă. Ca economie, e la același nivel cu Italia, Olanda și cu Coreea de Sud. Da? Și de asta spun că dimensiunea uriașă a Rusiei, de fapt, e doar o, cum să spun, e o chestie reală geografic, dar din punct de vedere economic nu are prea multe rezultate dacă economia rusă e la nivel cu Coreea de Sud, Italia și Olanda. Adică, și asta e mare problemă, că noi vedem harta și spunem, a, Rusia ce mare e, dar mare parte din teritoriile alea pe care Rusia le deține, unul, le-a cucerit foarte ușor, Siberia, mă rog, era nordul Rusiei care practic nu era, era nelocuită. Nu că, mă rog, nelocuită, tot spun asta, nelocuită, nu era nelocuită, practic era într-o situație în care densitatea era foarte mică și nu era problemă să ocupi anumite fortărețe de acolo și să-ți impui dominația. Așa și în Siberia. Și Siberia, respectivă, nordul Siberiei, practic, nu se poate practica nici un fel de agricultură. Deci, dacă ne uităm la Rusia, avem mirajul ăsta de o forță, de o nu știu ce. Dacă ne uităm mai bine și expansiunea ei și problemele pe care le-au avut în timpul istoriei sale, cât de mult, ce perioade, cât timp i-a trebuit să cucerească teritoriile vestice pe care le-au dominat la un moment dat. Cât au avut de furcă cu lituanienii și cu polonezii pe granița vestică, ce probleme au avut când doar 200 de ani au reușit să ajungă la Baltică, ce probleme au avut cu Imperiul Otoman. Da, un război cu Imperiul Otoman care începe în secolul XVI, se termină abia în secolul XIX, când după 1768, cum să spun, rușii au un avantaj clar din momentul ăla. Până atunci sunt războaie, dar avantajul ăsta nu e foarte clar. În 1711 avem o mare victorie otomană împotriva rușilor lui Petru cel Mare. Dacă îl prinde acolo pe Petru, pe care l-a luat prizonier, se termina povestea. Cine știe cum era istoria Rusiei, dar nu l-a luat prizonier și nu l-au, mă rog. Și atunci există situația asta de o expansiune de foarte lungă, durată foarte lungă și grea, și o expansiune spre vest foarte ușoară, datorită condițiilor geografice și demografice pe care le avem în nordul Rusiei, în zona de stepă a Rusiei europene și în zona Siberiei. Plus, ne uităm astăzi la populația Rusiei, o populație de vreo 140 de milioane,
din care etnici ruși sunt vreo 90 de milioane. Adică Rusia, populația rusă etnic e cam la nivelul Germaniei. Deci ce arată că Rusia nu este atât de puternică pe cât, mă rog, unii au impresia. De fapt, este o țară foarte slabă. Ținută încă în poziție de armamentul nuclear, pe care încă îl mai are, și o anumită modalitate de guvernare. Deci, pe total, dacă acum am pornit de la Cnezatul Moscovei și ne-am oprit la Rusia de astăzi, și sper că v-ați făcut o imagine cât de cât clară despre expansiunea Rusiei și despre momentele expansiunii Rusiei și de ce ne aflăm astăzi în situația în care ne aflăm, din păcate că există acest război în Ucraina. Cu alte materiale mai încolo, o să ne mai revedem. O zi frumoasă!